USR a sesizat Consiliul Național pentru combaterea discriminării cu privire la afirmațiile ministrului muncii lui Olguța Basilescu la adresa persoanelor de etnie germană. A asumat că germanii, nemții, cum îi numiți dumneavoastră, în general, nu naziștii și colaboratorii lor sunt responsabili de gazări, este ceva de sigur nu doar neadecvat, ci josnic. A echivalat toți vorbitorii unei limbi din întreaga lume cu un grup criminal este pur și simplu abject. A scris useristul Vlad Alexandrescu pe pagina sa de socializare. Ulterior, Uniunea Salvați România a făcut o sesizare către CNCD. USR arată în sesizarea adresată CNCD că atacul adresa președintelui prin prisma etniei sale este un act de discriminare care se impune a fi sancționat potrivit dispozițiilor ordonanței 137 din 2000. Declarațiile doamnei Olguța Basilescu sunt de o gravitate extremă pe care nici măcar recunoașterea istoriei nu le poate justifica. Se arată în sesizarea trimisă către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Reprezentanții USR au acuzat pe această cale că partidul de la guvernare și-a construit campania electorală pe discriminare și xenofobie. Ministrul muncii, Olguța Basilescu, a criticat vineri declarația lui Klaus Johannis, potrivit căreia PSD a gazat românii la proteste. Domnul președinte Klaus Johannis a împărțit așa: "Jandarmeria este la PSD, ca asta înțeleg de la dumnealui. lui, serviciile secrete sunt la el și ce -o mai avea dumnea lui pe acolo. Nu, toate instituțiile statului și asta trebuie să înțeleagă toți oamenii politici că sunt instituții ale statului care trebuie să apere la rândul lor instituții ale statului și că dacă mâine ar fi un protest de același fel la Cotroceni, jandarmi în același mod ar trebui să-și facă datoria și acolo. Și oricum ca neamț să vorbești de gazare, trebuie să ai mult curaj. Curajos, domnul președinte, nu-l vedeți, râde, dar noi îl așteptăm la vot, a declarat Lia Olguța Vasilescu într-o emisiune televizată.